Ieri, un bărbat de 44 de ani din Deva a fost reținut de polițiști după ce a amenințat cu cuțitul mai mulți oameni aflați în fața unui magazin de pe strada Mihai Eminescu din Deva. Individul, în stare de ebrietate, era agresiv și avea în mână un cuțit cu care îi amenința pe cei întâlniți în cale. Ca urmare a sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva, care l-au identificat pe bărbatul în cauză, în vârstă de 44 de ani, din Municipiul Deva. Acesta a fost condus la sediul Poliției în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, iar în urma aprobatorului s-a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta va fi prezentat magistraților parchetului de pe lângă judecătoria Deva în vederea lor măsurilor legale. Se pare că scandalagiul, care s-a ales cu un dosar penal, mai are la activ o tentativă de omor.